Repetiție pe scena Sării Mici a Palatului. I-ați recunoscut desigur pe cunoscutul bas Gheorghe Crăznaru și pe conferențiar, pianista conferențiar la Conservatorul Ciprian Porubescu, Marta Joja. În cadrul ciclului de laureație ai concursurilor internaționale, pe scena Sării Mici a Palatului va avea loc un recital Gheorghe Crăznaru. Vă amintim, Gheorghe Crăznaru este laureat al concursului George Enescu București, concursului Johann Sebastian Bach la Leipzig, Hertogenbosch în Olanda, Montreal, Canada. Ne solicităm un scurt interviu pentru emisiunea din această după-amiază. Gheorghe Crăznaru, ne cerem scuze pentru această scurtă întrerupere și vă rugăm să ne dați câteva mănunte legate de cele două apariții pe care o să le aveți în fața publicului mâine și luni. Cu plăcere. Pot să vă spun că duminică, 13 aprilie, voi cânta în cadrul unui concert de la sala radiodifuziunii, alături de orchestra de studio a radio, împreună cu maestru Ludovic Baci, într-un prestigios concert unde se vor prezenta fragmente din opera Valchiria de Wagner și unde voi interpreta rolul lui Votan, un rol foarte dificil. Iar luni, alături de Marta Joja, care a fost alături de dumneavoastră la toate premiile pe care ați obținut și nu numai cu dumneavoastră, și cu foarte mulți soliști de operă din țara noastră și dorim mult succes în continuare. Deci, alături de Marta Joja, veți fi prezent pe scena Sării Mici a Palatului cu... Exact, cu un recitat de lead. Filarmonica a programat în ciclul Cântăreți Române, laureați al festivalului internaționale, recitalul meu de lead, în care voi prezenta un program bogat. În partea întâia Schumann, Wolf, în partea a doua voi cânta un ciclu de lead-uri de Felicia Donceanu, alături de cântecele și dansurile Morții de Mussorgsky, și cunoscutele cântecele pentru Don Quixote de Ravel. Spuneți-mi un proiect al dumneavoastră mai important pentru acest an, pentru această stagiune. Pot să spun că cel mai important eveniment din viața mea este prezența mea pe scena Festivalului Internațional de Muzică de la Salzburg, unde voi cânta sub bagheta maestrului Herbert von Karajan 5 spectacole alături de cântăreți de renume ca Placido Domingo, Mirela Freni, Don Carlos. Voi cânta rolul lui Marelui Inchizitor alături de Gheaurov și rolul lui Filip în alte 3 spectacole. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes și pentru duminică și pentru luni și vă invit să ne permite să mai filmăm un scurt fragment de repetiții. Mulțumesc. Ce repetați acum? Acum repetăm primul lead din ciclu Don Quixote de Ravel. Este vorba de un cântec pentru Dulcinea. Vă rog. Me si fu dice che mon sangue brisava qua fu madame je blâmirai du sul blâme et je